Salutare! Astăzi ne-am propus să mergem pe Argeș, dar era foarte tulbure să căutăm locuri. Așa că Sabaru e aproape și tot pe Sabaru ne-am întors, dar de data asta căutăm locuri noi. Suntem într-un loc în care n-am mai fost, nu știu în ce localitate, în aval de Bolintin Vale. Și căutăm locuri pentru clan, să găsim clani, să vedem dacă ne mai putem diversifica puțin paleta de locuri de pescuit. Hai să vedem ce reușim să prindem. Hai de capul meu. Ce de... deștept. Opa. Wow. Am găsit un rai de loc. Mamă, uite cum arată. Tu te-ai seama că aici prind un clan neapărat? E imposibil să nu prind ceva. Wow! M-am speriat! Mamă, cât e de tare! Ne-a tras lansera din mână, a atacat foarte agresiv, e după ea. Schimbăm strategia. Nu pot să stau așa, să nu se agațe. O să dau cu un, nu știu dacă e floating ăsta. Ia mă, să dau cu rotativă. Ce mă chinui atâta. Dăm cu rotativă. Ăla-i. Ia uite-mă. Ce treabă am făcut? Aoleo! Pot să cred. Ce frumos e. Asta mi-a atacat de 3 ori și nu s-a agățat. Și am zis, bă, ia să pun eu o rotativă. Primul pește pe ziua de astăzi, cât să zic, are vreo 30 cm, hai să-l măsurăm. Măsurăm tot ce putem. Aproape 30. 29,5. Să-i dăm în ce drum aici. Ăla-i, mă. Ce mic e. A atacat așa încet, am crezut că e din ea mare care pur și simplu dată în gură. Trebuie să-l iau încet să nu-l... Ce mic ești, băi! Ți-a căcat pe el. Du-te, termină-ți treaba. Iac. Opa! E micuț, dar merge. Oh, nu, știu că! Ah, ce tare! M-am simțit eu că a atacat ciudat. Știu că...
Mai trebuie un biban și gata. Ce tare. Hai să-i dăm drumul. Cel mai mic clam pe care l-am prins vreodată. E un clan mare aici, dar sigur m-am văzut și am impresia că dau degeaba. Stă în fața mea și nu mușcă nimic. Ăla-i. Aha, ce mic e. E mai mare decât ultimii doi sau trei cât am prins. Acum pe final de zi a prins semi, o știu că de un kilogram și ceva. N-am văzut-o încă. Uitați-vă și la videoclipul lui. Îl pun în descriere. A avut o zi mai bună ca a mea. A prins două, știu ce, astăzi. Eu am prins abia un clan și o știu, culiță mică și mulți clenuți din aia mici. Așa că merită să vizionați videoclipul lui. Îl găsiți în descriere. Abonați-vă și la el și o să aveți dublă aventură de pescuit. De obicei ieșim împreună la pescuit. A fost o zi ok, îmi place să găsesc locuri noi de pescuit, chiar dacă n-am avut randament așa bun, chiar a meritat. Nu sunt dezamăgit nici de departe, a fost foarte fain. Pe Argeș n-am putut să merg la tulbure, data viitoare nu știu unde o să merg exact. Mai aștept să se limpezească Argeșul ca să căutăm locuri noi și acolo. Oricum, mulțumesc că ați vizionat, nu uitați să vă abonați și ne vedem data viitoare.